Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%! Am ales să discutăm astăzi despre drepturile animalelor în România. Dacă vă amintiți, e nu cu mult timp în urmă a existat acel accident la media. Practic au fost niște imagini groaznice cu cele peste 14.000 de oi moarte în portul media. Imagini care au făcut de altfel în lumii, iar asociațiile internaționale de protecție a animalelor au acuzat o supraîncărcare a vaporului. Încercăm astăzi Zi, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, dar mai cu seamă, așa cum vă spuneam și mai devreme, care sunt drepturile animalelor în România și cum ar putea fi preîntâmpinate astfel de situații. Alături de mine, în platou, se află doamna avocat Ioana Trană. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că sunteți aici. 254 de oi au fost salvate din cele peste 14.000 de la bordul navei, care s-a răsturnat așadar la media. Aș începe în felul următor, doamna avocată, există în acest moment un cadru legislativ care reliefează în mod concret drepturile animalelor. Sunt foarte multe discuții în jurul animalelor în general, mai cu seamă atunci când vine vorba de obligațiile stăpânilor de animale, mai ales atunci când vine vorba, nu știu, de tot ceea ce înseamnă mâncare, alimentație a oamenilor, controverse între cei care mănâncă carne, cei care nu mănâncă, cei care protejează în felul acesta animalele și așa mai departe. Încercăm astăzi să epuizăm cât putem din aceste întrebări venite din partea celor care ne urmăresc. Da. Există în România un uh, sistem legislativ destul de bine pus la punct privind uh, protecția animalelor. De altfel, Uniunea Europeană are un cadru legislativ complex, unul din cele mai uh, bine puse la punct uh, sisteme uh, legislative de, uh, privind protecția animalelor. Din păcate, uh, problema este nu neapărat lipsa legislației, ci modul în care aceasta se aplică. Respectiv, nu se aplică de cele mai multe ori. Um, există o evoluție, totuși, a, a acestui cadru legislativ. Dacă până nu de mult, până acum câteva generații, uh, lumea și cetățenii și statele considerau animalele drept niște obiecte, un bun de consum, acum se răspândește tot mai mult uh, ideea că aceste animale nu reprezintă. Uh, un obiect asupra căruia ne exercităm un drept de proprietate, ci sunt uh, niște ființe uh, sensibile. De altfel, chiar uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede în articolul 13, uh, ceea ce este temelia dreptului animalelor, faptul că animalele sunt niște ființe sensibile, iar statele membre trebuie să țină cont de această sensibilitate a lor atunci când își organizează politicile agricole sau cele privind creșterea animalelor. Și vă dați seama că asta împarte iarăși lumea în două categorii. Cei care susțin uh, acest lucru și cei care uh, o iau cumva și pe tentă religioasă, cei care consideră, așa cum spuneați mai devreme, da, acea preconcepție cum că animalele deservesc cumva uh, oamenii. Uh, uh. Rog. Dacă îmi permiteți, rog. această idee este oarecum acceptată și legiferată. Animalele servesc consumului uman, însă problema care se pune este dacă aceste animale, care ne servesc nouă ca alimente, ori ca produse, trebuie să treacă prin suferințe care nu sunt necesare. Ori legislația, acum și eticienii, gânditorii lumii, ne spun că. Noi avem o datorie morală de a provoca cel mai mic rău posibil, în, trecând prin viață. Așadar, și aceste animale care ne deservesc, servesc interesele noastre proprii. Trebuie să sufere cât mai puțin. Până acum, legal și moral erau cumva două alternative pe care le puteam avea în vedere. Adică știam că tot ceea ce este legal este obligatoriu, dar puteam opta pentru calea morală. Înțeleg acum că, practic, din punct de vedere legal, ni se impută moralitatea. Da? Deci, cumva, sunt comasate cele două în, această, în acest cadru legislativ specific, iată, pentru drepturile animalelor. Acum, și moralitatea în sine e un concept complex. Dacă ne referim la religie, ca parte a moralei, atunci religia creștină ne îndeamnă să folosim animalele după bunul nostru plac, și rare ori face referință la sensibilitatea lor. Ori dacă ne referim la etică. Și ceea ce înseamnă uh, etica aplicată și conceptul de rău-bine, actual, modern, acesta ne spune că avem o datorie morală de a uh, provoca răul cel mai mic. Răul cel mai mic, da. Uh, spuneați că, din păcate, nu se respectă acest cadru legislativ, că aici e problema, nu că el n-ar exista, ci că nu este respectat. Ce riscă cei care nu respectă iată aceste lucruri? Dacă îmi permiteți să fac și o nuanță aici, știința sau cercetarea ne spune că cea mai mare suferință a animalelor o regăsim în rândul animalelor care sunt crescute pentru consum uman, la animale de fermă. Acestea sunt cele adevăratele victime sau adevărații abuzați. Supuse ai oamenilor. Cel da? Cel mai des abuzurilor. În da. ceea ce privește animalele de companie sau animalele care nu sunt destinate consumului uman, și aici avem un set de pedepse, ca să spunem așa. Cea mai serioasă sau cea mai gravă dintre ele este chiar pedepsa cu închisoarea. Începem de la avertisment scris și se crește gravitatea pedepselor la amendă sau la închisoare. Depinde de fapta comisă. De exemplu, dacă ucizi cu intenție un animal, fără să ai un motiv anume, nu ești în legitimă apărare sau nu există o justificare, ci pur și simplu îl ucizi, pedeasa este închisoare. Da, și acesta este totuși un lucru destul de nou implementat la noi în țară. Da, nu este chiar așa de nou. Legea are deja mulți ani de existență. Dar da, știți cum e, că e adus la cunoștința cetățenilor sau înțeles da. destul de recent. Într-adevăr, puțină lume înțelege asta, multă lume, mai ales în mediul rural, încă își, își mai ucid câinii dacă nu le place pata de pe spate sau cum își ține coada. Prea puțină lume se gândește la consecințele faptelor lor, și extrem de puțin în lume se gândește la faptul că un animal simte suferința la fel ca o persoană umană. Simte este simte durerea exact cum o simțim noi. Da, și din păcate mai sunt și persoane care pun și pe Facebook uh, pozele astea. Da. Cum nu da. are rost să continuăm discuția N în sensul acesta Nu, dar a, această suferință a animalelor este de fapt ideea în jurul căruia se construiește teoria juridică a dreptului animalelor Există organizații care luptă pentru apărarea drepturilor animalelor Deci dincolo de acest cadru legislativ mai există încă o portiță să spunem Dar până unde poate să ajungă activitatea acestora ca ea să fie reglementată în mod legal să spunem Multe din aceste asociații se implică în probleme privind gestionarea câinilor fără stăpân sau a animalelor abandonate, efectuează campanii de sterilizare uh, acestor animale abandonate. Uh, puține dintre ele se implică în lobby legislativ, adică într-un într efort de a uh, schimba legislația, de a modifica în așa fel încât interesele acestor animale să fie protejate. Doamna avocat, aș vrea să ne oprim puțin asupra cazului pe care l-am prezentat încă de la bun început, accidentul de la Media. În 2018, de exemplu, România a fost pe primul loc la exportul de animale vii în Uniunea Europeană. Practic, țara noastră a trimis în special în țările arabe peste 2,4 milioane de animale vii. Iar la nivel mondial, suntem pe locul 2 după Sudan o țară din centrul Africii cu mari probleme economice. Se pare că autoritățile par interesate până la urmă de banii obținuți, nu și de condițiile în care sunt transportate aceste ființe și multe dintre ele se pare că sunt supuse unor tratamente barbare. Ne-am putea referi aici cu exemplu concret la cazul media. Așadar, în mod normal, un astfel de transport, am spus de la început, legea, cadrul legislativ nu vine să oprească cu totul ceea ce înseamnă deservirea omului cu ajutorul animalului, dar există totuși niște lucruri impuse ca acestea să sufere cât mai puțin. Și atunci, ce condiții ar fi trebuit să îndeplinească un astfel de transport, că înțeleg că nu au fost îndeplinite? Acum, așa cum am spus mai devreme, din fericire, Uniunea Europeană uh, a reglementat uh, viața unui animal de fermă, începând din momentul nașterii lui până în momentul sacrifici sacrificiului acestui animal pentru consumul uman. Uh, și în privința transportului, există niște cerințe minime care trebuie îndeplinite. E vorba de uh, numărul de ore uh, în care animalul călătorește, de nevoia lui de repaus, de faptul că. Are nevoie constantă de apă și uh, apoi de temperatura, care nu trebuie să depășească nivelul lui de confort. Dar dacă vorbim de uh, cazul acesta de la Media, l-am urmărit și eu și uh, am aflat cu stupoare că um, atunci când acest vas a fost uh, remorcat, s-au descoperit uh, mai multe punți care nu erau declarate, în care erau uh, transportate încă. Câteva mii de oi. Ori această supraaglomerare a animalelor, um, ce, cel puțin a, a oilor, care sunt niște animale sperioase, poate duce chiar la decesul lor în urma acestei panici pe care ele o simt. Dar, practic, și supraîncărcarea acestui evapor a putut uh, fi un motiv pentru care s-a întâmplat uh, acest uh, accident? Încă nu se știe, ancheta este în desfășurare, încă nu. Noi nu știm, trebuie să așteptăm care va fi rezultatul, să vedem care va fi rezultatul acestei anchete. Dar consecințele sunt dintre cele mai nefaste. A, Pentru da, că și cei dar, care uh... sunt acolo să caute poile, să mai salveze, sau care erau acolo, uh, erau supuși unor condiții inumane până la urmă. Da, dar uh, problema e mai complexă, cel puțin în cazul acesta de la media deoarece uh, media este un port uh, prin care România exportă foarte multe animale, animale care sunt destinate uh, consumului în țări musulmane. În aceste țări musulmane există încă, uh, uh, sunt foarte religioase, uh, iar ele practică sacrificarea animalelor în ritul halal. Aceasta înseamnă că pentru aceste țări musulmane este foarte important ca carnea să provină de la un animal care este um, sacrificat conștient, adică animalul trebuie să fie conștient uh, și este lăsat să sângereze odată ce este înjunghiat în zona gâtului. Acesta este ritualul halal, care în Europa um, uh, este uh, o derogare de la sacrificarea cu asomare a animalelor, adică animalele trebuie anesteziate înainte de a fi ucise pentru a nu suferi în timpul morților, uh, în timp ce ritualul halal presupune exact contrariul, deoarece religia uh, acestor uh, țări presupune că acest animal trebuie de bună voie să-și ofere carnea consumului uman și să fie conștient în timp ce este sacrificat? Dacă noi vorbim uh, de o țară care exportă astfel de animale, deci cumva intră sub incidența cadrului legislativ specific Uniunii Europene uh, și uh, animalele ajung acolo unde. Nu sunt sub incidența acestui cadru legislativ, practic se poate considera că cei care le exportă, respectiv România, nu avea cunoștință de finalitatea. Ba da, desigur. România știe ce se întâmplă cu animalele pe care le crește în țară, știe uh, căror, care va fi soarta lor. Dar ceea ce contează, la fel cum a spus și dumneavoastră, este cifra de afaceri, sunt veniturile realizate. Acesta este argumentul și ceea ce determină crescătorii să exporte animalele. Ceea ce ar fi o propunere rezonabilă nu ar fi stoparea exportului către țările halal, ci ar fi înlocuirea acestui export a animalelor vii cu transportul cărnii congelate. Asta înseamnă că animalele să fie sacrificate în țară, respectând reglementările naționale și ale Uniunii Europene, iar în țările halal să ajungă carnea congelată. A dumneavoastră susțineți că de aceea nu se dorește această formă de transport, carnea congelată, pentru că tocmai se cunoaște finalitatea transportului și că cei din aceste țări doresc să le sacrifice de vii. Așa e. Cei care le importă doresc să le sacrifice de vie, iar poziția oficială a crescătorilor de animale din România este că nu există un sistem de abatorizare, nu există abatoare suficiente în România ca să abatorizeze toate animalele care pleacă înspre țările din Orient. Doamna avocat, mai în concret, în legătură cu acest caz, cine răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat la media? Deocamdată nu răspunde nimeni. deocamdată avem o anchetă în desfășurare și vom vedea cine va răspunde, dacă va răspunde transportatorul, dacă va răspunde vreo instituție de stat. Eu sunt foarte rezervată în privința găsirii vinovatului. Am înțeles. Sunt câteva întrebări venite din partea telespectatorilor, care, sigur că da, cumva, iarăși evidențiază cele două poziții cu privire la drepturile animalelor. O întrebare sună în felul următor. Animalele domestice, cum ar fi vacile, porcii, șoarecii de laborator, nu ar exista dacă noi nu le-am fi adus pe lume pentru interesele proprii. Nu înseamnă asta că avem libertatea de a le trata ca pe resursele noastre? Tocmai ce am precizat noi am la început un pic, această la... sintagmă, dar se merge mai departe cu această uh, întrebare și se pune problema în felul următor. Uh, cei care sunt în favoarea abolirii folosirii animalelor ca resurse, nu pot fi considerați că le pasă mai mult de animale decât de acei oameni bolnavi care ar putea fi eventual vindecați prin rezultatele obținute pe baza cercetării pe animale. Desigur, acum, abolirea folosirii animalelor pentru uzul uman este o poziție radicală în sine. Ea reprezintă un procent mic din uh, opiniile pe această temă. Ceea ce este însă important uh, de menționat, întrebarea asta este o întrebare frecventă, este faptul că uh, aceste cercetări uh, care se fac pe animale, și ele uh, se fac... Uh, Um, foarte multe, multe dintre ele sunt, nu sunt necesare, pur și simplu se repetă într-una. Până nu de mult industria de cosmetice făcea cercetări pentru rujuri sau rimeluri pe animale. Mai nou, în urma petiționării cetățenilor, uh, au renunțat la această cercetare pentru că există alte metode alternative care nu implică folosirea animalelor pentru a ajunge la acel rezultat. Uh, ideea importantă este că nu se. Uh, nu se dorește o, o abolire a folosirii animalelor în folosul oamenilor, ci doar uh, reducerea suferinței uh, aplicate lor. Cineva ne întreabă ce drept are cineva să-i spună altcuiva să nu mănânce carne sau alte produse de origine animale sau cum să folosească sau să trateze animalele. Ce drept? Ce drept? Păi, uh, acum... Uh, o vedem, am văzut-o, mulți dintre noi pe adolescenta Greta Thunberg pe, la televizor, care cere socoteală în numele tinerilor, ne cere nouă socoteală și a generației noastre pentru felul în care gestionăm planeta și resursele ei. Acum, deja este de notorietate faptul că suntem într-o criză climatică. O experimentăm. Generația următoare va fi o generație care va simți consecințele ei Adevărate, noi doar acum avem niște premoniții. Consumul de carne deja este clar relaționat cu această criză climatică. Aceste car ace această carne provine de la miliarde de animale. Doar în Uni Uniunea Europeană se sacrifică cam 5 miliarde de animale anual. Aceste animale trebuie hrănite pentru a le putea hrăni se defrișează pădurile și se înlocuiesc cu plantații de cereale pentru a oferi hrană acestor animale. La fel, știința a făcut o legătură directă între creșterea bovinelor și a ovinelor de cantitatea de metan din atmosferă. Deja, dacă te interesează, poți să afli că criza climatică este clar provocată și de consumul de carne. Acum, o consecință firească acestui fapt ar fi uh, nu neapărat o, o dietă vegană, ci o reducere a consumului de carne, tocmai uh, pentru a avea în vedere un interes general care este unul al planetei și al generației tale și cele viitoare. Cert este că trebuie să menținem, totuși, cumva un echilibru. Uh, cam asta ar fi concluzia discuției, pentru că orice fel de extremă. Și există astfel de extreme în ambele părți nu este de dorit pentru binele nimănui până la urmă. Dar, dacă mergem și mai departe cu aceste drepturi ale animalelor, vă dați seama că se întâmplă să se discute foarte mult în jurul acestui subiect și atunci se ajunge la tot felul de speculații. Dacă animalele au drepturi, nu înseamnă asta că trebuie să intervenim și pentru a opri animalele din a ucide alte animale, de deci se merge destul de departe cu discuția, adică Desigur. avea drepturi înseamnă și avea Obligații înseamnă a sancționa uh, nerespectarea drepturilor altor animale efectiv și de către alte animale. Da, este acest argument al suferinței, dar uh, e imposibil să oprești un leu în a vâna o antilopă, pentru că acel leu nu se poate hrăni cu rădăcini. Dacă se va hrăni cu rădăcini sau cu cartofi sau cu orez, Va deceda. În schimb, opțiunile noastre alimentare sunt diversificate. Noi nu suntem o specie carnivoră, suntem o specie omnivoră. Aceasta este diferența. Iar atunci când vorbim de animalele de companie, sigur nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și dacă am intrat pe obligațiile stăpânilor de animale, am avea nevoie de mai mult timp, dar cu siguranță o să le reluăm, mai, mai, am mai discutat noi despre ele într-o emisiune viitoare, dar strict pe final, deținerea animalelor de companie... Uh, nu înseamnă de fapt că se încalcă instituția uh, sau dreptul de bază al animalelor de a nu fi considerate obiecte? Că practic avea un animal de companie sau nu știu, comportamentul față de un animal de companie induce cumva această idee. Eu am un animal de companie și uh, o consider prietena mea, nu o consider uh, un obiect. Cred că persoanele care au un animal de companie caută tovărășia animalului respectiv, nu, uh, nu simt nevoia să îl trateze ca pe un obiect. Mm. Într-adevăr, atunci când ai un animal de companie, tu este al tău și tu ești proprietarul lui. Dar. Uh, Marea problemă privind dreptul animalelor nu, nu nu regăsim la animale de companie, ci o regăsim în fermele industriale de animale. A, acolo sunt marile probleme care trebuie, trebuie rezolvate, pentru că uh, această Suferință minimă aplicată animalului are consecințe bune pentru consumul de carne. Deja știința ne-a arătat că un animal stresat sau un animal care suferă are o carne decolorată și care nu este proaspătă, nu, nici măcar gustul ei nu este bun. Deci, iată, sunt niște semne pe care le-am putea observa oricum. Sigur, dar vreau să spun că există și un interes al nostru sau al consumatorilor de carne ca animalul pe care îl consumă să fie un animal uh, care are o bună stare asigurată. Doamna avocat, din păcate nu mai avem timp astăzi. Vă mulțumesc mult pentru prezență și așteptăm, să știți cu interes, și rezultatul anchetei în cazul media. Sunteți destul de pesimistă în privința răspunderii în legătură cu acest incident, dar totuși așteptăm să vedem și poate reluăm discuția și, și discutăm și pe marginea rezultatului. Mi-ar face mare plăcere. Vă mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine.